Rata șomajului s-a menținut în aprilie la același nivel de 6,4% cât a fost înregistrat în luna precedentă, a anunțat Institutul Național de Statistică. De asemenea, statistica a mai comunicat și numărul estimat al șomerilor din aprilie, adică 573.000 de români, la fel ca în martie, dar mai mic cu 10% față de aprilie 2015, când se înregistrau 633.000 de șomeri. Pentru persoanele adulte, rata șomajului a fost estimată la 5,4% pentru luna aprilie 2016, respectiv 6,2% în cazul bărbaților și 4,3% în cel al femeilor. Conform datelor publicate și analizate de Hot News, rata șomajului pentru bărbați se situează la un nivel superior cu 1,9 puncte procentuale față de rata șomajului la femei, respectiv 7,2% în cazul persoanelor de sex masculin și 5,3% în cazul celor de sex feminin.